Probabil mulți stau puțin se întreabă cum decurge o zi din viața mărețului eu. Așa că, haideți să vedem. Cu zâmbetul pe buze mă trezesc și bucuros fiind, văzând lumina zilei, sunt gata să-mi încep ziua cea frumoasă. Apoi, când fericirea îmi sclipește cel mai tare pe față, mă duc să mă spăl pentru a mă revigora după un somn cum se cade. O altă activitate pe care o fac pentru ca ziua să devină mai frumoasă este gamingul profesional în locuri profesionale. Imediat ce termin, mă plimb prin conacul meu în căutare de mâncare, căci i-am dat liber bucătarului meu personal. Am uitat să menționez că gresia pe care merg este una dintre cele mai scumpe din lume, deoarece îți face tălpile să miroasă a levânțică. Acum gata cu gresia că trebuie să caut hrană. Orice zi frumoasă începe cu o căutare frumoasă pentru mâncare. Ei bine, eu am zis să las friptura la o parte și să încerc ceva nou de data aceasta. Probabil unii dintre voi ați vrea să aveți parte de așa ceva, dar gândiți-vă că eu sunt servit de ființa divină zilnic cu aceste minunate bucate. Ah, să-ți fie de bine, micuțule Snick, sper că ți-a plăcut, iar acum că ai terminat... Uai, trece și spală vasele, unde pleci? Îmi place să-mi petrec timpul liber făcând o grămadă de activități constructive și benefice. Am uitat să spun că îmi place să desenez. Și că ador să fac curățenie. Ei, băga, mi-a sus, așa, mă. Și că îmi place să-mi fac prieteni. Salut, băieți, ce faceți? Hei, mână, azi ce facem? Te dracu am zis. Și îmi place foarte tare să mă documentez de pe internet. De obicei mă culc târziu pentru că îmi place să trăiesc cu adevărat aventură seara când toată lumea e online. Mă așez în patul meu confortabil și mă pun la somn căci abia aștept să vină o nouă zi. Bă, un gândac, băi, Băi, tu ai văzut aici ce-a făcut Snick? Ce ai, frate, ce? Băi, ce că și-a făcut un de-alea din viața lui. Aaa, de ce n-ai zis, frate, așa? Dă e chita acum. Nu contează, frate, ui prost, dă-l încolo, dă-l în morții, măsi. Dă, uite așa, dislike, uite, bine, o leacă lui, e, pa, frate. Chiar se vede că e așa, munci, dar e fake, e fake, că te-ai copiat tu, dă-i, băi, de la. Dă, mă, dă-i odată, numai dă-i. Bă, mi-a răspuns pe Skype, bă, frate. Da, bă, știu și mie, ești nebun la cap de ce era. Bă, e super, frate. Oh my god! Da, băi, și mie, o venit pe live-ul meu, bă, frate, a fost atât de super! Da, dă-i dislike! Dă, că-i dau, dă-i! Da, mă, nici eu nu știu ce-a fost asta, a fost o chestie așa făcută pe moment, nu știu, pur și simplu mi-a venit să iau camera în mână și să fac un fel de mini sketch de asta, că pur și simplu mi-a venit cheful să editez. Bă, nu a fost ceva neapărat special, dar eu zic că merge așa măcar un pic. Eu sper că v-a plăcut și nu uitați să distribuiți și să lăsați un like și să vă... Nu știu, să vă abonați și eu cred că mă duc să, nu știu, să caut un ghid cum să nu mai fiu retardat. Vă pupă. Te dracu am zis.